Ia cu niște suc, nu cu apă. Altceva, asta poți să mănânc, nu porcăria de gogonea. Știi cum e? Pune-le. Ia ne dai aici. Holy! After party. Pune aici să vezi ce. Ia, este o chestie de altă. Ia. Ia, unde se vrește? Nu știu. O să le folosesc. Nu știu ce vrei să mi se facă rău, sincer. De la tot zahărul ăsta. Bă, cum o fi, mă, să mănânce și-a folosesc pese de mizeria de pe jos, de... Erau, cred că, mai pline. Cine mănâncă? Dacă cineva îmi mănâncă mie găleata asta, vine la mine acasă, dar să-mi dovedească pentru videoclip, că el mănâncă mult. Vine la mine acasă, o mănâncă pasta, îi mai dau încă o găleată de asta și îi mai dau și 1.100.000 de lei. Îi dau așa până tine. Salutare toată lumea, numele este Xlader și bine v-am găsit la un nou challenge pe acest canal. De data aceasta împreună cu Rafael o să încercăm să mâncăm 5.000 de calorii din această găleată de napolitane pe care am vrut de mult să o mănânc. Eu. Înainte să mă apuc de sală, o să facem un mic mukbang cu Rafael. Ia uitați ce este aici. Filmează aici. Diabetes special. Are 4 kg de zahăr aici, dacă nu mă înșel. 4 kg de zahăr. Numai napolitane, eu. Nu știu de cu ăsta, ce mișto zboară. Uite, uite. Asta e dieta, uite, uite, uite. Ce mișto zboară, uite. Uite, ia. Vine înapoi, ia. O, cât dai jos astea. Hai, că e lăsat urmă în tavan, dar are ok. Hai să mâncăm, Rafael, să ieși și mănâncă mai multe. Tu poți să mănânci multe de astea? Da, pe toate le mănânc. Hai să dăm pe da. Trebuia să... Trebuie să punem un șervet, Sam. Ăstea știi că fac... Ăstea fac multă mizerie. Nu știu dacă știi. Dai cu aspiratorul după? Păi da. Hai. Altceva. Hai că n-a căzut bărâna dacă e. Sper că ai aspiratorul. Mm-hmm. Are? Ia uite-l cum stă. Wow. Pune-mi un counter, i-am mâncat una, i-am mâncat două. Fii atent, e prea mult pentru noi. Și sala ce mai face, Rafael? Păi ce sala, că asta e dieta. Deci Marius seara, când Steli se uită la televizor, ia găleata de găleat. Mai are câteva. Mai am câteva găleți de stea, dar mai am mai mari găleți. Butoi. Ia uite. Acum știi cum mergea cu niște suc, nu cu apă. Ce vrei să faci așa? Prea mult îmi plac. Trebuie să recunoști că sunt bune. O să vedem niște meme-uri frumoase. Bă, cât de lumea mâncă, mă mâncă așa. Ia, avem așa. Deci avem cu cremă de lămâie. Cu aromă. Cremă, aromă, lămâie. De-aia se place ție, Marius, e cu lămâie. Ia, ia. Să duce o călie. Nu are nimic. Altceva, asta poți să mănânc, nu porcăria de gogonea. Știi cum merge acum cu niște gogonele? Mamă, ce bine merge cu apă. Ai vărsat pe tine, ai făcut toate astea, ai călcat cu ele. Mamă, ce aici, ești nebun. Putea gogonele, ești nebun? Ca oțet. Bunele. Ia ne dai aici. Holy! Mamă, are sens. Ia uite unde au fost băgate. Mai are sens să mai discuți aici, Rafael. Arată găleata goală. O pui la tablă, zici că ai mâncat pe toate. Ia. Ia, tamă, ia. Ia, Rafael, ia. Ia cu încredere. Hai, mă, rezi jumate de jumate, da? Păi ne facem așa. Da. Bă, să știi tu că împresează zahărul, sincer să fiu. Nici pe mine mi-am lăsat corpul să mănâncă atât zahăr. Tu știți așa puțin că ai zahăr așa în cerouri? Nu. E doar la mine. De la oțetul ăla de la gogonele. Parcă m-a mai trecut puțin. Mm-hmm. E bine, că am mâncat și niște biscuiți înainte. Da, știi tu. Ia uite. Îți dau așa până în tine. Ce rebele, că ești eu de sanicul. Direct în aia mine, de rămas. Am legat un păr după...
Vezi, se vede lentila. Normal că se vede. Hai să încercăm una repede, să vedem talpa, cât de repede poți să mănânci. Înghiți direct, da? Cu tot cu înghiți. Deci nu mai vezi aici. Fii atent, începem la 1, 2, 3 și... Hai. Domnul. Gata! I-am făcut, l-am mâncat, sunt mai bun! N-am mâncat, bă, mă risică. 80, 7. Începe să-i se facă rău, pe bune. 500 de calorii. Bă, tu știi la 500 de calorii cât muncești pe bandă, îți sare capul în două. Și noi ne-am distrat aici. Tot și 100 de grame. Câte grame zici că are una de asta? Nu are 100 de grame. Are, nu, dar zi, are 5 grame, 10 grame, care? Nu are 10, are 50, cred că. 51! 5 grame, cât are? Două de astea au 500 de calorii. Mamă, uite cât ai alergat tu pe bandă. Deci pe bandă de astea, două. Mamă, cum ar fi să le mănânci pe astea, poate așa? Cred că vreo 4, 5. Uite așa. Poți să le mănânci pe astea? Nu știu ce vrei să mi se facă rău, sincer. Dar la tot zahărul ăsta. Băi, cum o fi, mă, să mănânci așa fără să-și pese de mizeria, de pe jos, de... Cad din ele. Cu Marius trebuie să mergi la restaurant. Cred că ar fi show. Scoate din buzunar niște... Scoate din buzunar niște napolitane, o gugonea. Nu, să fiu sincer cu tine și spun că nu prea mai pot. Începe să mi se facă rău. Ah, aleo de la zahărul ăsta. Bă, și-o că ziceam că ține cură. Păi asta e cură. Și după aceea nu ești nimic toată ziua. Să eu cu șervețel și le pun înapoi. Da? Da, da, da. Băieți, aici încheiem și noi. O să le punem înapoi. N-ai cum să mănânci. Tu vezi ce e aici în pana mea. E 4 kg de zahăr. Dacă îți arăt 4 kg în pungi de zahăr, cred că nebunești. Tu îți dai seama, îți fac un castel de nisip în zahărul ăla. Da? Am un lăpșu care am alergat pe-n pădure degeaba. Lasă că urâți băieți în video. Îl filmează în continuare. Să vedem cam cât îi mai rămaseră. Nu e așa. Nu așa, că după aia nu mai vrea lumea, că ai pus una pe ele. Facem și noi igienic. La găletușă. Ia. Aveai găleată de asta când ai venit? Nu prea mâncără cine știe ce. Ia uitați băieți, nu se cunoaște nimic. Ori fură așezate mai bine. Erau cred că mai pline. Cine mănâncă? Dacă cineva mănâncă mie găleata asta, vine la mine acasă, dar să-mi dovedească pentru videoclip că el mănâncă mult, vine la mine acasă, o mănâncă pasta, îi mai dau încă o găleată de asta și îi mai dau și 1.100.000 de lei. Milion? Până 1000 de euro. Dacă el mănâncă 4 kg de zahăr, înseamnă că e insane. Păi n-ai mă cum că faci diabet, n-ai mă mânci asta zahăr dintr-o dată, nu știu. Care e limita? Ia uite cu ce mai are. Cu rulou, cu borbuc.